Dacă îți pui o dorință la miezul nopții, se spune că se va împlini. Așa că vedetele noastre au închis ochii și au început să viseze la case, mașini sau vacanțe exotice. Le-au spus celor de la Cancan Can ce își doresc în noul an. Vedetele nu au făcut economie de cernal atunci când au realizat listele cu dorințe pentru 2012. Pe plan profesional îmi doresc să am cât mai multe spectacole și un super videoclip, care este deja programat pentru luna ianuarie. Pe plan personal mi-am propus să-mi schimb mașina și chiar și apartamentul, deși aici am grădinița la doi pași. Voi scăpa de rate la actuala mașină și acum că am copil vreau să-mi iau una cu patru uși. Și Mihai Treistariu vrea să se mute în casă nouă în anul care abia a început și să se facă patron. Îmi doresc să termin vila la Năvodari, să-mi deschid propriul post de televiziune și să cânt la cât mai multe nunți și botezuri. Și Mihaela Borcea speră că acest an să fie bun pentru afaceri. Sper să continui afacerea cu produsele de slăbit și cu dieta tisanoreică și să fie cât mai multă lume informată despre nutriție. Îmi doresc să învețe bine copiii să aibă rezultate școlare cât mai bune. Să-mi refac viața personală nu e una dintre priorități. Se va întâmpla când va vrea Dumnezeu. Tot la carieră se gândește și Mihai Albu. Îmi doresc să meargă cel puțin la fel de bine ca în anul 2011. Deja vând pantofi în străinătate, dar sper să vând și mai mult decât până acum. Am un parteneriat cu o firmă din Hong Kong și acolo export modelele mele cele mai extravagante, care se bucură de mare succes. Și Gina Pistol își dorește să meargă în Asia, dar nu un interes de serviciu. Vreau să ajung în Thailanda, neapărat. Asta se va întâmpla însă după ce voi reuși să pun pe picioare un târg de estetică și un alt proiect care mi este atât de drag încât îl țin la secret. Și, dacă se poate și este după dorință, aș vrea și eu o casă. Ca să li se îndeplinească dorințele, vedetele vor fi nevoite să muncească pe brânci în acest an.